Salutare, prieteni! Astăzi o să vă arăt un nou model de praștie pe care l-am denumit Regvis. Are un sistem de prindere al zgârcilor foarte ușor de montat. Folosim niște zgârciuri 30 la capăt și aici 25, făcute din terabant. Are și sistem de ochire. E făcută pentru o mână mai mare. Zgârciurile sunt tăiate mai lung pentru că trebuie să le dăm peste aceste nituri din lemn de 6 mm care blochează zgârciul și el astfel nu mai iese. E făcută din două bucăți de plastic printat la imprimantă 3D, la mijloc are o tablă oțelită de 3 mm. După cum vedeți, a ieșit destul de frumoasă. Așa se ține. Nu trebuie să o scoatem afară să vedem și cum trage. Se poate face în diferite culori. O să vă arăt acum. Deci, cum vă spuneam, se poate face mai multe culori. Asta am făcut-o în verde cu alb. Se poate face portocaliu cu alb, galben cu alb, negru cu alb, un auriu cu alb și o multitudine de alte culori. Se poate personaliza, asta că vă arăt, alte culori, albastru cu alb, bleu cu alb. Se pot personaliza în funcție de dorințele clientului. Se poate scrie ceva sau face un desen sau diferite figuri geometrice. Vedeți, astea sunt bucățile printate pe care le lipim pe această placă metalică. Și astfel praștia este foarte rigidă și are o greutate foarte bună, nu este nici prea grea, nici ușoară. Și o folosi să nu-ți obosească mâna. Un alt model e ăsta care seamănă un pic cu praștia făcută de John Gamekeeper, parcă-l cheamă. Iar la fel, la asta, tot la fel, o să se pună o bucată de metal care o să vă arăt că o am deja, dar încă nu am făcut-o. Deci bucata de metal pentru această praștie este făcută, mai trebuie finisată un pic, șlefuită, polizată și apoi lipită între aceste două bucăți. Vă aștept cu comenzi la numărul afișat în videoclip. Numai bine, o zi bună!